Cu ocazia sărbătoririi centenarului Marii Uniri, Primăria Sectorului 1 pune gratuit la dispoziția tuturor asociațiilor de proprietari sau locatari drapelul național. Împreună cu acesta, asociațiile vor primi și suportul aferent montării drapelului. Steagurile pot fi ridicate de la sediul Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banumanta numărul 9, în programul de lucru cu publicul. Asociațiile de proprietari care aleg să beneficieze de programul primăriei sectorului 1 sunt obligate să arboreze drapelul național la intrarea în imobil pe toată durata lunii decembrie. Programul se numește Un drapel pentru fiecare și a fost aprobat de Consiliul Local al sectorului 1 la sfârșitul lunii octombrie. Pentru mai multe detalii legate de distribuția drapelelor, președinții asociațiilor de proprietari sau locatari sunt rugați să contacteze reprezentanții administrației locale.